Bine v-am regăsit, iubiți telespectatori. Semnul începutului de an, zic eu că este unitatea, frățietatea, ecumenicitatea până la urmă, bisericilor în zona noastră de spirit și credință, de unde de aici, din Timișoara, Claudiu Teareșan și echipa TVR Timișoara vă invită la o nouă ediție de suflet și de inimă, o emisiune care să vă ajute să înțelegeți mai bine cursul spiritualității actuale, dar și meandrele vieții bisericești, pentru că nu e ușor lucru să pui în acord o instituție divino-umană, să ai încredere că Dumnezeu este alături de tine, așa cum și-a dorit să fie prin biserică, și totuși ca administrator vremenic al acestei construcții minunate, spirituale, să nu greșești, să fii în acord cu voința Lui. Pentru acest acord fin de care vorbeam, îl avem alături de noi ca sprijin și ca ajutor pe un foarte bun prieten al emisiunilor noastre, căruia mulțumesc din nou, care e fiecare dată, pentru bunăvoința de a ne răspunde invitației. Este vorba de Ticu Leontescu, scriitor și protagonist de seamă al vieții religioase de la noi din Timișoara și din țară. Bine ați venit, domnule Leontescu! Bine v-am regăsit! Este o bucurie ca după vremurile astea așa de ticăite, să le spunem cu vorba lui Caragiale, așa de complicate și de greu de suportat, parcă toți avem greutăți în respirație, în vorbire, chiar dacă nu ne-am îmbolnăvit prea curând. Pare întreaga viață mai greu de cuantificat și suferința celor din jur, nenumăratele surprize neplăcute, adică tragedii uneori care se petrec la fiecare pas, ne-au sporit dificultatea parcă pasului și întregii respirații spirituale, că de ea vorbim, nu neapărat doar de cea fizică. Cum ați trecut prin acești ani, domnule Leontescu? Pentru că eram întotdeauna un cuplu de mare speranță și încredere în ce poate să facă biserica și credința din oameni. Prin credință, voință, în contextul în care, într-adevăr, a trebuit să ne acomodăm foarte rapid, asumându-ne toate restricțiile impuse, pentru a preveni decât să tratăm. Și nu de puține ori lucrurile au fost netratabile. Așa este. Ați trecut însă indemn cu ajutorul lui Dumnezeu și sunt convins că ați fost de mare ajutor credincioșilor, prietenilor, celor din biserica dumneavoastră, dar mai ales celor din preajma imediată. Un bun creștin trebuie să fie un catalizator permanent și, așa cum spunea, să se adapteze foarte rapid la exigențele vremurilor, nu să fie sub ele, ci să încerce să ridice capul, cum însuși cronicarul ne îndemna. Care au fost cele mai importante tehnici de luptă duhovnicească, de depășire acestor impedimente, distanțare, îngrădire, închidere, toate astea care merg spre izolare și spre insolitare? Deci întotdeauna încerc să contextualizez, să mă adaptez, raportându-mă la niște repere care rămân neschimbate. Ce-ar face Hristos dacă ar fi în contextul acestei pandemii? Ce-ar accepta, ce-ar respinge? Cum ar gândi El? Cum ar aborda El? Și atunci mi-am dat seama că nu ne-a ajuns nicio ispită, tot așa putem parafraza și spune, nicio încercare, nicio pandemie care să nu fi fost potrivită cu contextul, cu puterea noastră. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți încercați peste puterile voastre, ci împreună cu încercarea a pregătit și mijlocul să ieșim din ea ca să o putem răbda, spune Sfântul Pavel corintenilor atunci și românilor și tuturor acum. Deci, o gândire sănătoasă. Pe fondul acestui cuvânt dătător de credință, avem puterea și curajul să rezistăm, să luptăm, să ne protejăm. Pe de altă parte, faptul că ne încredem în Dumnezeu nu exclude
responsabilitățile, asumarea responsabilităților, restricțiilor impuse de aceste organizații de specialitate, care, de fapt, nu vor decât să ne conștientizeze și să ne facă să fim preventivi, fiecare responsabil față de el și față de cei din jur. Deci am încercat să ne acomodăm în funcție de suprafața pe care o aveam în spațiul de cult, ținând cont de aceste restricții, să organizăm în serii. În fiecare duminică dimineață aveam, de pildă, două slujbe, de la 9 la 10 și jumătate, o jumătate de oră pauză pentru evacuarea sălii, ventilarea ei și reumplerea ei. Da. Da. Și venea seria a doua de la 11 la 12 și jumătate. Deci efort dublu pentru același rezultat. Da, da. Deci respectând cu mască, da, cu distanțare, era dezinfectant la intrare, încercam să ne salutăm și altfel, fără îmbrățișări și pupături. Da. Da. Și slujbele erau mai scurte, adică am învățat ceea ce făceam până atunci în 3 ore, să comprimăm, să simplificăm, să fim mai consistenți și mai eficienți și în închinare, rugăciune sau cântarea bisericească, respectiv în predică. Da. Cum stați cu tehnologia? Pentru că foarte mulți au avut probleme nesfârșite și frustrări majore la întâlnirea cu computerele, cu laptopurile, cu online-ul, cu tot ce a însemnat mutarea unei părți din viața noastră în fața unor ecrane. Cel puțin în cazul copiilor, o opțiune mai bine decât nimic, cu siguranță. Acum 30 de ani n-ar fi fost posibil și mă întrebam dacă tot procesul educațional s-ar fi desfășurat atunci, dacă era pandemia, ca în satele românești, unde vine profesorul, xeroxează, multiplică și pune la primărie foile și le ia înapoi rezolvate. Deci soluția a existat și a putut merge într-un fel înainte, dar frustrarea a fost foarte mare, mai ales din partea copiilor dumneavoastră. Cum ați reușit să vă adaptați și cei din jurul dumneavoastră? Deci chiar înainte de Revoluție, dar cu atât mai mult după Revoluție, am reușit să ne dotăm cu monitoare, cu mixere, cu tot, cu microfoane, cu camere video, să încercăm să organizăm grupuri. Și atunci toți credincioșii care erau în vârstă și incapabili, inapți să se deplaseze, puteau să urmărească online de acasă. Ce sau frumos, uneori, deci ați fost pregătiți. Da, restricțiile au fost atât de dure încât eram 8 în biserică. Un grup care cânta, preotul care îndemna la rugăciune pe un anumit subiect și predica în sine. Și atunci majoritatea urmăreau de acasă, din țară, de afară, depinde toți cei care. Deci din punctul ăsta de vedere am avut confortul ăsta. Ce rapid, frumos, am încercat frumos, așa din mers. Să ne punem la punct. Asta e o veste tare bună și ține și de bună comunicare, iată, cu românii de dincolo, de la care ați preluat rapid exemplu, de la bisericile americane, de la ce a însemnat Biserica Baptistă și celelalte culte neoprotestante, care sunt foarte, foarte bine adaptabile. Deci aceasta n-a fost în sine o problemă, iar cursurile, orele pentru copii, cateheza, ați mutat online sau ați păstrat tot așa mici grupuri alternative? Cateheza, de exemplu, am avut un grup de 10. Și atunci, în cazul ăsta, am găsit o sală dimensionată care a permis celor 10 persoane să vină și să stăm puțin distanțați, cu sau fără mască, depinde de perioadă, și să evităm tot ceea ce era de evitat. Copiii, iarăși, la școala duminicală, cam tot așa s-a procedat. Erau mai puțini, se împărțeau în mai multe săli, pe categorii de vârstă, asta și strict în spațiu bisericii. Am înțeles, la asta mă refer. Da. Da. Și în școlile din perimetru s-au respectat regulile naționale, acolo n-avem cu întreruperile inerente când apărea un caz. Sau... Sigur că da. Asta deja e de la sine înțeles. Dar unul din motivele întâlnirii noastre, pe lângă faptul că ne era dor de slova dumneavoastră în aripată și de tonicul optimist pe care îl emanați, a fost apariția unei cărți remarcabile. Telespectatorii noștri îl cunosc la fel de bine pe domnul Ticu Leontescu și ca un
poet excepțional, unul dintre cei mai buni poeți religioși din țară, nu doar din partea noastră de Românie, certificat ca atare de voci sonore ale criticii și exegezei poeziei sacre sau religioase de la noi. Un volum aparte care mi-a mers la suflet pentru că vine cu o soluție la care și eu țin foarte mult și pe care o consider vitală în lumea de azi, apelul la bucurie, apelul la surâsul angelic, apelul la partea luminoasă a mântuirii, cum îmi place mie să spun, pentru că, iubiți spectatori, sunt lacrimi, este pocăință, este părere de rău, dar neapărat drumul spre viața eternă trebuie pavat nu cu bune intenții, ci și cu surâs, cu bucurie, cu entuziasm, cu starea aceea de beatitudine pe care simpla apartenență la o comunitate întocmită și legată, cum este cea creștină, trebuie să ți le producă. Ori, soluția pe care a gândit-o, cum se spune prețios acum, a învizajat-o, da, cu un franțuzis prețios, domnul Leontescu, spre marea mea bucurie, a fost tocmai acest spirit hâtru, blând, cald și luminos, uneori cu o ușoară floretă a ironiei, foarte rar însă cu satiră și cu sarcasm, de cel mai multe ori cu un umor blând și, cum îmi place mie să zic, simpatetic, adică având capacitatea de a intra în pielea celuilalt și de a trăi alături de el, nu în dauna lui, nu contra lui, nu pentru a-l combate sau a-l diminua. Cum se numește cartea? Și o să vă rog să o arătați telespectatorilor noștri. Deci am intitulat-o Poeme în clar obscur. Am încercat așa oarecum un titlu de sinteză. Adică de ce am intitulat așa volumul? Pentru că în prima parte, aproape jumătate din el sunt poeme creștine sau religioase, eminamente religioase. Pot fi declamate și în biserică. Eu am declamat în biserică o parte din ele. Iar în partea a doua nu sunt poeme strict religioase. Este un amestec. Și clarobscurul, văd că e marcat și pe copertă. Tocmai am ales Cina din Emaus de Caravaggio. Da. Zis așa, cum cei doi au mers pe drum cu Mântuitorul până în Emaus, fără să-l să conștientizeze cine este, îngrijorați, apăsați, acolo, la Cina din Emaus, în clar obscurul acelei seri, când Mântuitorul s-a revelat pe sine, cu nu le ardea inima pe drum, dar întorcându-se de acolo, plin de entuziasm, au venit să aducă vestea că El este viu, că li s-a revelat în Emaus. Și de fapt am pus imaginea aceasta pentru că și poemele din volum au menirea să ne conștientizeze că de multe ori mergem spre un Emaus total dezamăgiți, deși ne-l asumăm pe un Hristos pe care încă nu-l cunoaștem personal, dar care dorește să ni se reveleze, epifanie sau altfel, cum s-a întâmplat cu cei doi. Acum, în partea a doua, acolo este umorul acesta, chiar am intitulat partea a doua, să spun așa, volumului, Lada cu poeme fără acoladă. Da. Zâmbind prin Valea Plângerii. Valea Plângerii este o sintagmă din Psalmul 80 sau 81. Da, care imaginează toată viața umană, trecerea noastră de călători prin lume. Foarte mulți enoreași care au venit afectați de pandemie, afectați de depresie, mă încărcau și pe mine. Când ieșeam de acolo, simțeam nevoia să mă eliberez undeva. Adică era o povară, o energie negativă care, conștientizată, mi-am dat seama că nu îmi face bine. O aduc în familie și sapă, e te usucă, periculoasă. Da? Așa-i. Și atunci am spus, nu neg realitatea asta, dar trebuie să not, trebuie să merg pe apele acestea tulburi, trebuie să rezist, nu trebuie să mă scufund. Mai aveam un volum, Se poartă negru. Pe toți îi întrebam ce mai faci cu mești și se plângeau de la Nistru până la Tisa. Așa, și invers, cum zicea Nikita, de la Tisa până la Nistru, am trăit un veac sinistru. Deci totul suna sinistru. Da.
Și mai ales în aprilie, când erau magnolii înfloriți, toate narcisele, tot, cum poți să vezi totul în negru? Da. Din interior iese această atmosferă. Da, da, da. Umoare neagră, cum se zice, melancolie. Și m-a afectat foarte tare. Și, practic, volumul ăsta, dacă poemele din față, unele sunt mai vechi, dar nepublicate, atunci eu însă mă lamentam aici de foarte multe probleme. Ca psalmist, așa? Am zis, hai să trec și în partea cealaltă. Da. Adică bucurați-vă, iară zic, bucurați-vă chiar și în necazuri, spune Sfântul Pavel Bisericii din Filipi. Dar ne spune și nouă. Și atunci am zis, hai să vedem cum pot să fac haz de necaz. Se vorbește în Proverbe 31 despre femeia harnică, e exemplificată acolo, ea râde de ziua de mâine, adică este atât de bine organizată, atât de harnică, atât de pozitivă, în sensul sănătos. Nu gândesc să, nu sugez nimănui, hai să fim pozitivi după științele acestea în afara lui Dumnezeu. Sfântul Pavel spune încolo, fraților, tot ce este bun, drept, corect și așa mai departe, adevărat, aceea să ne însuflețească. Adică lumea este cum îmi este. Îmi place, este un cuvânt românesc mai vechi, întocmit. Tot ce e întocmit trebuie să scrieți. Sau judecați toate lucrurile și luați ce este bun. Așa adică este. Am nevoie să păstrezi o sănătate mentală, și spirituală. Iar sănătatea asta, cum foarte bine ați intuit, este strâns legată de acest reflex de lux neglijat în lumea contemporană ca și panaceu universal. Și greșit socotit un subiect minor al culturii antropologice. Mi-am petrecut ani buni din existența mea academică și doctorală chiar, pentru că teza mea a avut acest subiect, pentru a dezlâna și a desțeleni deopotrivă, la modul bun, conceptul de umor, de ironie, de comic și mai ales existența lui în cultura și spiritualitatea românească. Există un comic de situație care la tot pasul nu poți să-l ignori. Adică eu nu concep că a fi creștin, a fi sfânt, nu ai voie să schițezi un zâmbet, nu ai voie să râzi cu toată masca facială în situații în care expresia bucuriei se manifestă chiar în felul acesta. Așa, foarte adevărat. E adevărat că, uite, grecii aveau cultul comandantului sobru. Se spune că Pericle n-a fost niciodată văzut râzând. A plâns de două ori când i-a murit tatăl și când au exilat-o pe partenera lui de viață din Atena, care era din altă cetate, dar în rest de râs nu l-a văzut râzând și asta li se părea o formă de noblețe. Spartanii la fel. Dar simplu fapt că nu apare în Evangheliile sinoptice vreo referință la faptul că Iisus ar fi râs efectiv sau ar fi surâs, nu ne permite să spunem că nu este parte din creația lui Dumnezeu. Că ar fi o fisură în creație, doar demonii râd, doar cei răi, mai ales că însuși Vechiul Testament ne dă două cuvinte și sunt tratate nesfârșite, foarte importante. Jacob Johnson, de pildă, are un tratat minunat despre râs în Noul și Vechiul Testament. Teodor Baconski, sub Patriarhilor, la noi. Da, da. Și multe, multe cărți excepționale. Irene Hausherr, Plânsul și râsul la părinții bisericii. Ne spune că sunt doi termeni complet diferiți. Într-adevăr, este un râs malign, malefic, al demonului, care își bate joc de oameni. Acel lac, așa apare în vechea iudaică, este râsul pe care și Dumnezeu îl are față de demon care se zbuciumă degeaba atunci când încearcă să-l răstoarne, dar și al demonului care încearcă să ne sape la temelie încrederea și, cum spuneați, bucuria vieții. Dar este celălalt termen pe care deja părinții bisericii l-au intuit din secolul 1. Iceachel este tot, s-a bucurat Dumnezeu, nu Dumnezeu se bucură, este numele lui Isaac. Adică avem un patriarh cu numele bucuriei și noi susținem în continuare că Iisus n-a râs, că n-a vrut să râde pentru că doar sobrietatea te poate mântui. E o mare nedreptate teologică și cred că în ultimii ani s-a făcut mult pentru a recupera acest hiatus. Cele două merg împreună și sunt scene memorabile din Noul Testament, cum este nunta din Cana Galilei, cum este acel îndemn de a lăsa copiii să vină la siniteat me parvulos venire, care e imposibil să ne-l imaginăm sobru și supărat, grav, pe Hristos. Exact, nu? Exact.
fug copiii spre tine sau ești la cununta și le-ai dat cel mai frumos bun vin din viața lor și tu ești supărat. Nu, nu se poate așa ceva. Și sunt oameni care au simțul umorului mai dezvoltat decât alții. Cu siguranță. Ați spus că sunt unii foarte sobri, foarte serioși și râd foarte puțin. În mod natural, Nu înseamnă că nu se bucură în sinea lor. E sigur și treabă de temperament, de educație. Și, și îndemnul acesta al bucuriei, hairete, nu? Și al bucuriei eterne pe care nu cei ce plâng acum vor fi bucuroși altădată. Lucrurile astea trebuie conectate și corelate. Și mai ales când psihoterapia modernă și antropologia modernă au demonstrat că ceea ce era odinioară socotit, cum ziceam, un reflex așa inutil ca și apendicele, râsul, este de fapt singura activitate umană, fiziologică, care produce mai multă energie decât consumă. Da. Deci de aici tot expresiile că dacă râzi te îngrași, îți lungește viața cu 2 minute, tot poporul știa asta, a simțit. Eu aș crede toată ziua dacă ar fi după noi și în contextul ăsta civilizațiile orientale care la capitolul acestea strict tehnice sunt uneori în fața noastră a europenilor, practică de sute de ani în India cel puțin, e la soterapia, deci se râde în grup pentru a minimaliza efectele psihozelor, ale formelor de depresie, ale afecțiunilor psihice sau psihologice mai ușoare. Este o realitate și atunci nu putem să negăm validitatea acestui binom râs-plâns și în interiorul bisericii, bineînțeles păstrând norma patristică, admițând că râsul bezmetic și malign poate fi periculos și poate fi o poartă de intrare spre păcat și spre rău, dar nici cum generalizând și spunând că e interzis să râzi, că nu e bine, nici măcar părinții bisericii ca Ioan Scăraru sau Ioan Gură de Aur, considerați dușmani în ghilimele ai râsului, nu au fost așa în toată opera. Am studiat nenumărate pasaje și sunt texte care spun exact contrarul, chiar și la ei, dar totdeauna cu această disjuncție între râsul îngerului, a copilului, cel bun, pozitiv, empatic, blând și creativ și cel malign care face numai rău și lui și celui care e în fața râsului. Despre marele predicator Spurgeon se spune că avea foarte mult umor. El nu avea intenția să creeze umor în biserică. Capta atenția, avea o retorică, o omiletică și oamenii se simțeau foarte bine, zâmbeau foarte mult în sală. Da. Și la un moment dat au luat cei din conduce, au spus, uite, apreciem, predice extraordinar, carismă, tot ce vrei, retorică. Cam mult. Dar ți se pare că îi faci cam mult pe ascultător să râde? Și Spurgeon s-a uitat la el și a zis, aveți dreptate, dar dacă ați ști cât mă abțin, m-ați felicita. Adică prin natura lui era. Așa era. Prin natura cum lui a fost era. La noi, că l-am cunoscut cu toții, le vocam și zilele trecute, pe Părintele Teofil Paraian. Da. Deci un nevăzător, un om care ar fi trebuit să se lamenteze și să fie doar în negru propriu și la figurat și să-i întunece și pe ceilalți, era un izvor nesecat de glume, de calitate, de răspunsuri spirituale, în spiritul patericului. Deci parcă era desprins dintre părinții aceia minunată, care și ei îngăduiau câte o, cum spuneau, dai cepul de la butoi, îl liberezi. Da. Nu presezi până explodează, îi dai tu voluntar un pic de lumină și de sâmbet ca să poată trece peste cele grele. Iar noi... și scrie în Biblie, chiar în Psalmul 2, mai este în alt loc, Dumnezeu râde de cerei sau chiar își bate joc. A râde și ați bate joc într-un mod bădărănesc, ca pe Maidan, lipsit de bun simț și de respect, de demnitate, necreștin, păgânește, să spun așa, chiar demonic, sigur că este un păcat. De Dumnezeu nu-și bate joc de nimeni, nu râde de nimeni în maniera aceasta. Râsul lui Dumnezeu ține de natura lui sfântă și este și o metodă pedagogică prin care descurajăm o prostie arogantă, spunem, și știm să-i punem la punct, cum am spus aici, despre dictatori, de exemplu. Așa este, pentru că în latină, să știți, în Vulgata lui Ieronim, este iri debit, este doar sensul că Dumnezeu este deasupra, de sus în jos și de acolo râde spre ei. Deci nici cum nu-i demontează, nu-i demolează, ci le dă, cum bine spuneți, o lecție. Iar Socrate însuși, care a fost homoironicul și care a inventat spiritul ironic în cultură și în filozofie, asta făcea. Nu-și bătea joc de cei cu care discuta. Îi punea însă într-o situație în care
mai eutică, îmi place să zic, e o situație în care nu mai știi cum să scoți mai eu, știți? Le punea atâtea întrebări adevărate, profunde, da, așa, da, până recunoșteau că nu știu totul, că singurul lucru pe care le știm cu adevărat, că nu-i vom ști niciodată perfect, că suntem limitați, că suntem muritori, că suntem... Dar că drumul înspre cunoaștere e obligatoriu și e singur, cel mai bun lucru pe care îl putem... Pe de altă parte, limba română face. Este atât de sprințară, are în sine atâta umor, te poți juca cu cuvintele. Ca și italiana, da. Și eu am scris această a doua parte, 80% mergând pe drum. Da, da, da. Văzând în stânga, în dreapta, haideți să ne dați, sclipiri. Să ne dați câteva exemple din acestea, iar apoi poate revenim și la prima parte, la partea mai litanică și psaltică a poeziei dumneavoastră. De exemplu, beția puterii. Puterea, singura apă chioară, din a cărei cupă, oricine bea, fie și o gură doar, se îmbată atât de tare că nu se mai trezește niciodată. Foarte sau frumos. Dictatorii. Dictatorii vor acapararea puterii absolute, nu pentru că știu să conducă, ci pentru că nu vor, în ruptul capului, să fie conduși. Sunt duși. Foarte, da, sau foarte frumos. Cuplete cu plete, adică da, nu da, fără da. Plete. Da. De ziua mea, un ins cu vază mi-a oferit cadou o vază. Polisemia. Azi, miștoul a devenit nașpa, iar nașpa a devenit mișto. E un mod în care în jungla urbană jivinele patrulează pe două picioare sau pe patru roți. Depinde ai cui sunt ai roțile. Cui, exact, și reprezentanță. Sau unui președinte care a fost... Generic, da. Da, preș prăfuit. I-a cășunat și lui să fie președinte. Dar vai, a fost când preș, când dinte. Iar când din horă lamentabil a ieșit, în ochii tuturor e acum un preș prăfuit. Da. Poate mai una de aici, chiar, sunt chiar foarte gândeam, scurte. Nu, dar știm cu toții cât de mult vă plac haicurile, ați evocat memorabil nu doar Iașul, ci multe părți din țară și din lume la modul acesta al concentrării tipic japoneze. Dar mie, sincer, această zonă aforistică îmi place enorm. Genul meu favorit este eseu, iar aforismul mi se pare un eseu concentrat. Deci în câteva rânduri trebuie să spui lucruri memorabile și puternice și pe cât posibil să dai o lecție fără să lovești cu parul. De exemplu, cercul vicios. La început, geometric vorbind, creatorul desăvârșit geometru, compas făcându-și palma, a trasat cercul. Ulterior, Lucifer, demon rebel, frustrat și invidios, ca să limite, trase cu drăceasca-i coadă cercul vicios. Și ne învârtim în el. Da, sau... așa. Circulus vicios, foarte, foarte... Cel cu cioara vopsită, asta mai citesc din gama mult, asta, pentru foarte, că e o lecție pentru mine, mă pun pe mine. Sunt foarte frumoase. Da. Între sfânt și lichea, încă o categorie. Cel cu cioara vopsită. Până acum am identificat doar trei. Simon, fariseul, fiul cel mare, fratele fiului risipitor și unul care seamănă leit cu mine. Pe al treilea l-am identificat cel mai greu, deși toată ziua mă loveam de el. De necrezut. Cei cu cioara vopsită par a fi mai mulți decât sfinți și lichele la un loc. Adică e foarte ușor să intrăm în categoria așa asta. Așa este. Da. Foarte frumos și foarte bogat și uite, surâsul ăsta care ne înflorește pe buze este un dar pe care ni-l facem unii altora. Mi-aduc aminte de o superbă vorbă din Süd Tirol, din zona italiană a Tirolului. Da. O zonă cu disciplină germană locuită de italieni plini de cultură, un paradis european, am putea zice. Și proverbul lor cel mai folosit este nu vă sfiiți să faceți celui cu care vă întâlniți de fiecare dată cel mai gratuit și cel mai onorant cadou, un zurs. Da. Și asta se aproape haiku, dar nu sunt haiku naivitate. Cotcodecind în monolog, atunci când scurmă în grădină, găina pretinde a fi arheolog.
sau Găina și Cocoșii. La tradiționalul târg de fete de pe muntele Găina, toți flăcăii se cred cocoși. Evident. Evident. Foarte frumos. Și acum hai să vedem și din prima parte. Am început cu zona asta pentru că e mai ușor de prizat și mai bogat articulată în acest volum, da. Zic eu, ca originalitate, nu doar ca forță, pentru că este foarte echilibrată cartea, așa cum au sesizat cei care au recenzat-o. De curând, domnul Zenovie Cârluge a comentat pe larg această carte, cu generozitatea ei gorjană, da. Binecunoscută, un cărturar care se grăbește de fiecare dată să identifice tot ce e nou și important pe piața de literatură autohtonă, cu inspirație și de inspirație religioasă, sacră, culturală. Mulți mi-au spus să nu pun împreună poemele astea cu celelalte. O vreme am făcut așa, volumul ăsta e și cel mai greu. M-am tot gândit să pun, să nu pun și am zis, de ce să nu pun? Așa este viața. Eu nu stau toată viața, de dimineață până seara, seara până dimineața, precum preotul Eli sau adolescentul Samuel, doar la cortul întâlnirii, acolo înăuntru. Ce bine ar fi cei care stau la mănăstire, de exemplu, 24 ori din 24 stau acolo, ies mai rar. Dar eu ies de la biserică și până acasă sau de acasă până la biserică trec prin această societate, da. Pe care nu pot ignora și care este așa cum este și la care trebuie să mă raportez transmițând un anumit mesaj. Dacă nu unul din amvon, unul, mă rog, așa. Da, nu, e un cuvânt da. Frumos care începe să da. Se generalizeze, cu el sunt de acord, că acum știți că a apărut nouul dom și cu câteva mii de cuvinte noi, a amprenta. Da, mi se pare da. Un cuvânt bun, să spui amprenta asupra vieții ăsteia. A impacta. A impacta, a amprenta, da. dar amprenta parcă mi se pare mai potrivit, mai ales că noi nu avem un cuvânt. Aveam să-ți lași urma, să-ți lași, să marchezi. Dar marca terenul, parcă mai degrabă câinii fac asta și pisicuțele, nu mi se pare. Amprenta e mai... Noi avem amprentă oamenii și atunci mi se pare mai interesant cuvântul. Francezii au o exprimare oarecum asemănătoare care mi-a plăcut totdeauna și care n-are echivalent în română. Uite, pot spune despre cartea aceasta că se recunoaște zgârietura maestrului la grif de metre, da? Ei da. Zic, adică marca înregistrată. Eu v-am citit toate cărțile de până acum și îmi permit să zic că este un succes remarcabil și în ce mă privește nu pot decât să vă felicit că ați avut curajul să uniți clar-obscurul, așa cum ne place și nouă, după cum vedeți în studio TVR Timișoara, cu ajutorul colegilor care le mulțumesc de fiecare dată, să păstrăm o atmosferă de taină, de mister și de lumină întrezărită, care te lasă să meditezi, nu scoate ochii și nu clipește în permanență da. Ca un stroboscop. Haideți da. să ascultăm și din celelalte poeme ale domnului Ticuleotescu. Clopotele ramei. Asta merge așa cu șlagările Crăciunului. Vorba de da. Profeția aceea confirmată în jurul Betleemului când au fost uciși pruncii din ordinul lui Irod cel Mare. Se întrupa din cer cuvântul în noaptea lumii fără el, dar un Irod crud și rebel a însângerat atunci pământul. Doar mama mamelor, Rahela, vitregită de copii, vocea cu sufletul cernit pe însângerate ulițe pustii. Prin glas de aramă clopotind, în turle, clopote îndoliate, damnau masacrul din cetate, plânsul ramei plânguind. Foarte frumos. Vremea vremuind, plânsul plânguind. Da, mi-a plăcut expresia asta. Da, nu, și e muzicală da, și da. Eu, pentru mine poezia, normal, nutrit la cultura greco-latină, și cea patristică trebuie să fie și eufonie, trebuie să fie ritmicitatea asta profundă. Ei n-aveau rimă și atunci ritmul muzical era tot pentru ei. Noi, din păcate, am făcut exces de rime și atunci am neglijat de multe ori în poezia modernă substanța asta a melosului clasic. Sau acum am făcut o proză și poezia și nu mai simțim nimic, nici ritm, nici rimă, da, ci doar o înșirare de imagini. Da. Acum, sigur că atunci nu erau
clădiri, lăcașe de cult, poate cu turle și clopote. Dar transpunând în vremea noastră, ori de câte ori moare cineva în Chișoda, imediat se anunță, se trage clopotul și se anunță. Este un moment în care am vrut să introduc aici, în Rama, acolo în împrejurimi, clopotele trăgeau aproape necontenit. Pe lângă mamele acelea despletite care boceau pruncii uciși, așa, clopotele acestea parcă și ele condamnau la rândul lor un danghet de jale. Și era poezie și când e cu un danghet plin de jale, mii de clopote dau peste, Ștefan Vodă al Moldovei, Ștefan Vodă nu mai este, era o poezie cântec. Da, da, mi-aduc aminte, da. Încă una, cetate de scăpare. Vă rog. Asta e contrast cu ce am citit în prima parte. Doamne, vrând să mă ucidă cu vorba, vrăjmașii m-au urât fără temei. M-au izgonit. Dar eu, lipsit de apărare, fugind de ei, mă ascund în tine ca într-un schit, ca într-o cetate de scăpare. Da, foarte frumos. E o imagine... Erau în antichitate, da, sigur că de da, scăpare. Sigur că da. Și o imagine pe care o folosește și Sfânta Tereza de Avila în castelul interior, la smorada, sunt căperile acestei case din sufletul nostru, unde ne putem închide cu Dumnezeu și putem să scăpăm de tot ce ne sapă din exterior. Una mai vreau de aici. Foarte frumos. Și nu mai mult, că poate discutăm și altceva. Cu siguranță, dar ne-a făcut mare plăcere cu aceste texte. Asta este mai veche, dar nepublicată. Amforă alabastră. Acum e publicată, din fericire. Da. A ei vea către tine, Doamne, mâinile mintind, vrând talpa să-ți sărut, veșmântul să-ți ating, a ei vea către tine, Doamne, ochii mii îndrept, ca în cernerea ispitei să plâng pe al tău piept. A ei vea către tine, Doamne, inima mea leargă, amforă alabastră asupra să se spargă și valuri de miresme să scalde a ta față, din tot ce cu ardoare am adunat o viață. Superb și vă mulțumim pentru prezență și pentru prestație. Mai avem un sfert de oră aproximativ în care chiar vreau să vorbim despre altceva, dar legat exact de această sferă a pronunției, a retoricii sacre, religioase. Vorbeam de numeroșii noștri prieteni și apropiați care fie scriu, fie traduc din textele religioase, patristice, chiar și cele evanghelice sau veterotestamentare. Și ne-a făcut o bucurie aducându-ne în platou o nouă traducere a Noului Testament, o nouă traducere neotestamentară. E un eveniment important pentru întreaga țară. De fiecare dată când apare o nouă ediție, indiferent dinspre ce denominație religioasă provine aceasta. Și aici avem garanția celui care a realizat-o. Este un bine cunoscut al dumneavoastră, despre care vă rog să ne spuneți câteva cuvinte. Da, mă bucur să fi cunoscut un astfel de om. Când a venit student în Timișoara, era deloc din Arad, a făcut TCM 3 ani, a emigrat în state, a făcut un master la Cleveland, Tennessee, în teologie, Master of Arts. După aceea a lucrat la Societatea Misionară Română. La Oradea? Nu, chiar acolo, în la state, bază la, lângă Illinois. Eu știu că la noi la Oradea e baza. Da, da, până în 89. După 89, împreună cu directorul de atunci al Societății Misionare Române de peste ocean, teologul și pastorul Iosif Zon, s-a mutat totul în țară la Oradea. Da. Și acest traducător, Ioan Tipei, John Tipei acum, așa, în exprimarea americană, transatlantic, da, a revenit în țară, a lucrat profesor 2 ani la Liceul Teologic Logos, după aceea a venit la Institutul Teologic la București și a făcut un doctorat la Sheffield în Anglia, a fost rectorul institutului, l-a organizat foarte bine, a pus oameni de încredere în locul lui, s-a întors în Statele Unite și a pus pe picioare
proiectul traducerii Noului Testament. A văzut unde Cornelescu mai mult, poate că a fost mai confuz, a interpretat decât a tradus foarte fidel. Aproximat. A reluat toată traducerea Noului Testament și după 2 ani de zile a tipărit acest Nou Testament foarte frumos, cu 5.000 și ceva de note de subsol, foarte, foarte frumos. L-a prezentat în luna noiembrie în Timișoara. M-am bucurat să îl prind acolo și să îmi dea și un autograf pe acest volum, unde să l-arat. Da, 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 acolo în față, da. Bine, s-a văzut. Da. Așa. Dați-ne niște exemple, niște mostre. Haideți să vedem, de exemplu, Evanghelia lui Ioan, cum începe. Sunt curios. Da, da. Care e un pasaj cheie pentru toți traducătorii, un fel de bornă de, da, de încercare. În contextul de atunci, Ioan a început foarte frumos prologul acestei Evanghelii. La început era cuvântul. Într-o lume afectată de cultura și filozofia greacă, așa-i. Foarte frumos. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate au fost făcute prin El și nimic din ceea ce a fost creat n-a fost creat fără El. În multe lucruri merge fidel, aproape asemănător. Eu l-am adus să-l arat. Pe de altă parte, în ideea acestor zile rugăciune ecumenică, da, care sunt la fiecare început de an și la care ați fost parte. Chiar anul trecut am fost. În ziua de 24 ianuarie a avut loc această întâlnire ecumenică de rugăciune, duminică după amiază, la Catedrala Romano-Catolică din Piața Traian. Da, anul acesta a avut loc la biserica din zona Dacia, Biserica Ortodoxă, unde Părintele acolo. Protopop Zaharia Pereș este actualul paroh. Da, 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 și anul trecut ne-am întâlnit. Așa este. Dar am luat un pasaj care ne motivează. Cum să fim uniți, deși suntem diferiți. Și de multe ori foloseam expresia aceasta sau analogia aceasta și teologie în matematică. Așa cum există fracția, care are la numărător, acolo putem să fim foarte diferiți. Dar trebuie să venim la același numitor. Numitorul și aducerea la același numitor este o problemă de maturitate spirituală, de dragoste, de acceptare, de îngăduință, de a pune împreună, exact cum spune Sfântul Pavel, în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, hai să umblăm la fel. Acolo unde suntem diferiți, Hristos ne va lumina și nu noi ne vom duela. Foarte frumos. Asta e dovadă de maturitate. Și uitați-vă aici ceea ce spune Sfântul Pavel. În traducerea lui John Tipei, hai să vedem. Da, efesenilor de atunci și românilor de acum. În Efesenii, capitolul 4, vorbește despre unitatea trupului lui Hristos. O altă metaforă pentru biserică. De aceea eu, cel întemnițat pentru Domnul, vă îndemn să trăiți într-un mod vrednic de chemarea la care ați fost chemați, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduindu-vă unii pe alții în dragoste și dându-vă toată silința să păstrați unitatea Duhului în legătura păcii. Și acum numitorul comun. Este un singur trup, cu majusculă, trup, și un singur Duh, după cum ați și fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez, este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor. Cel care este peste toți, prin toți și în toți. Și adaugă el, fiecăruia dintre noi i-a fost dat harul potrivit cu măsura darului lui Hristos. Foarte frumos. Extraordinar. Această diversitate este logică, teologică. Și, da, teologică și cronologică, pentru că de când e istoria, lucrurile stau tot așa și n-am putut decât să creștem împreună, să evoluăm, să ne păstrăm identitatea, iubiți respectatori, dar să avem și partea noastră de originalitate. Da? În marile norme se admit, dacă sunt acceptate, și
micile inovații care duc mai departe acest spirit și cu termenii Conciliului Vatican II contribuie la aggiornare, la aggiornamento, la aducerea la zi a tuturor elementelor de cult, de credință, iată până și de text bisericesc și el trebuie adus în contemporaneitate și tradus în ghilimele la modul coerent, frumos și îndestulat. Da. Urmează un an pe care ni-l dorim cu toții mai bun, mai limpede, mai bogat, mai lipsit de provocări grave. Ce vă doriți dumneavoastră de la 2022, domnule Leontescu? Chiar transmiteam ca un salut la trecerea dintre ani și am scris aproape identic la foarte mulți, mai ales pornind de la cei de vârsta mea. Zis, vă doresc un an nou mai bun, cu sănătate, cu o credință puternică și cu sănătate și după sănătos și în credință, în primul rând, și după aceea și sănătos și în trup, și în noul an 2022 să fim mai frumoși decât anul trecut, punem în paranteză moși, și mai tineri decât anul viitor, să sune pozitiv. Ce să ne dorim? Să fim protejați de Dumnezeu, să ne protejăm și noi, să îngrijim de noi și de cei din jurul nostru și, de asemenea, să fim călăuziți de Duhul în toate proiectele noastre, în toate luptele noastre, să răzbatem, să rămânem optimiști și să luăm ca din mâna lui Dumnezeu tot, indiferent ce se întâmplă. Închei cu fraza aceasta, deci în Psalmul 80 sau 81 spune: când trec aceștia prin valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare. Nu ne ocolește valea plângerii, nici pe noi credincioșii. Iar în Psalmul 23 al păstorului sau 22, acolo spune: chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău. Noi ca și creștini să avem credință în viață și cu credința din viața aceasta să trecem spre cea veșnică. Da, mulțumim tare frumos, domnule Ticu Leontescu, și eu am o carte frumoasă și foarte originală pe care să le-o recomand telespectatorilor noștri. Binecunoscuta Doina Magheți, jurnalist de forță, romancier, dar mai ales autorul unor cronici istorice remarcabile, ne oferă volumul Condamnat la moarte, Trenul care mă duce taie istoria în două. Un titlu puternic și altfel și textul acestei cărți, apropo de lectura Eikon, în care domnia sa este, iată cum o prezintă Ana Blandiana, ca un mozaic bizantin format din pietricele colorate, fără legătură între ele. Destinul Doinei Magheți își alcătuiește icoana literară cu cercul de aur al entuziasmului așezat în jurul frunții. Da, deci ca o aureolă. Între două limbi, între mai multe vocații, acest entuziasm, care este un superlativ al convingerilor și al vitalității, i-a purtat condeiul pe făgașul unor teme esențiale: libertate, viață, moarte. Investigațiile patetice despre trecerile frontierei, care se dovedea adesea chiar frontiera dintre viață și moarte, și statuia de cuvinte pe care i-a înălțat-o lui Spiru Blănaru, îi fixează un loc special și bine definit în literatura dedicată represiunii comuniste din România. Este o lucrare absolut remarcabilă, pe care o recomand din suflet telespectatorilor. Doina Magheți este o conștiință foarte trează, foarte puternică a generației sale, o scriitoare adevărată, nu făcută. În acest context, stimate și iubite domnule Ticu Leontescu, nu ne rămâne decât să sperăm, așa cum ne-a spus, că anul ce vine va fi mai luminat și mai senin, le dorim acest lucru tuturor telespectatorilor noștri, că spiritualitatea națională își va găsi heralzi
autentici ca și domnia voastră, însă din toate generațiile, care să preia acest foc sacru și să înțeleagă necesitatea studierii cărților sfinte, aprecierii părinților bisericii, contextualizării culturale, literare a acestor realități și, până la urmă, să înțelegem că dialogul interconfesional, cum îi spunea mitropolitului de aleasă pomenire Nicolae Corneanu Frățesc, spunea că preferă întotdeauna frățietate în locul ecumenismului, și el era unul din pilonii acestor întâlniri, cum este din fericire și actualul părinte mitropolit Ioan Seleșan, spunea că niciodată nu trebuie să abdicăm de la frățietate. Săptămânile de rugăciune de la începutul fiecărui an sunt foarte tonice. Ele, iată, coincid și cu ziua Unirii Mici. Sunt zile în care românii au un pic de libertate, au zi liberă și cu siguranță sunt cu gândul și la biserică, și la țară, și mai ales la destinul lor între cele două. Pentru a ne fi ajutat să înțelegem mai bine această epopee pe care o străbatem cu toți în călătoria noastră, vremelnică spre eternitate, vă mulțumim încă o dată, domnule Ticu Leontescu, vă menim doar de bine, sănătate, ca și telespectatorilor noștri, pe care îi așteptăm cu aceeași empatie, cu aceeași bucurie, cu același entuziasm la o nouă întâlnire cu Spiritul și Credința de aici, din Timișoara, de unde Claudiu Teareșan se face doar mesagerul echipei TVR Timișoara, ce produce această emisiune, sperăm, pe placul și pe inima dumneavoastră. La bună revedere!